Dragi prieteni și dragi colegi, vă salut și vă anunț cu mare bucurie că revin după o perioadă destul de lungă în care rubrica noastră de carte pedagogică a fost întreruptă din motive pe care nu le voi detalia acum. Revin cu această rubrică în care, după cum știți, principalul nostru scop este acela de a recomanda profesorilor și de ce nu părinților sau altor actori interesați, cărți care sunt relevante pentru teoria actuală a pedagogiei. Cartea pe care o prezint astăzi este cartea lui Luis Pozzolino, Predarea bazată pe atașament, cum să creezi o clasă tribală. S-ar putea ca multora dintre dumneavoastră să li se pară o alăturare stranie de cuvinte. Mă refer aici la alăturarea dintre termenul clasă și cea tribală. E oare posibil și e oare bine ca o clasă de elevi să fie o clasă tribală? E o întrebare cât se poate de pertinentă într-o epocă în care punem mai degrabă accentul pe colaborare, punem mai degrabă accentul pe colectivitățile largi, pe ceea ce ne apropie, pe ceea ce ne unește, pe lucrurile universale, ca să spunem așa, din experiența umană și pedagogică. Iată că se poate, nu numai că se poate, dar din punctul meu de vedere este și un lucru cât se poate de indicat, pentru că indiferent cum am concepe ființa umană, nu cred că putem exclude din natura ei și din esența ei această tribalitate care are rădăcini etologice foarte vechi și care, indiferent câtă atenție acordăm, va lucra întotdeauna în interiorul nostru. Așadar, de ce să vedem tribalismul? Adică capacitatea și inclinația noastră de a ne identifica cu grupurile din care facem parte, de a le adopta valorile, însemnele, simbolurile, ideile și așa mai departe, de ce să o vedem neapărat ca pe un obstacol în calea universalității învățării? Într-un mod doar aparent paradoxal, tribalitatea e o parte a naturii umane universale. Prin urmare, ceea ce propune aici Luis Pozzolino într-o carte devenită deja clasică, apărută la editura 3 în colecția Educație și Formare, nu este altceva decât o încercare sistematică, riguroasă, bazată pe studii consistente, de a pune la lucru tribalitatea și atașamentul care e, veți vedea citind cartea, intrinsec și intim legat de tribalitate, de a le pune la lucru în vederea obținerii unor beneficii și unor avantaje de ordin pedagogic. Printre aceste beneficii, sigur, putem număra și beneficii individuale, o mai mare motivație și un mai mare interes pentru învățare. Putem număra și beneficii organizaționale și care țin de managementul clasei. Putem număra beneficii afective și de multe alte feluri. Vă recomand așadar cu mare drag și cu mare convingere să citiți cartea lui Luis Pozzolino, să meditați la problemele care sunt puse aici și să folosiți sugestiile practice în care volumul abundă. Eu nu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept de acum în fiecare zi de joi, așa cum v-am obișnuit, la Casa Corpului Didactic Galați, cu rubrica dedicată cărții de pedagogie. Vă mulțumesc, la revedere!